doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la Telejurnal. Sunt Dorina Gherganov și vă invit să vedem împreună știrile prânzului pe TVR Moldova. Președintele Parlamentului, Adrian Candu, a discutat cu membrii grupului comun de prietenie cu Moldova din Parlamentul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord despre agenda de reforme și parcursul european, dar și despre poziția exprimată de președintele Igor Dodon la Bruxelles. Deputații britanici au discutat cu Adrian Candu despre cooperarea cu România, Federația Rusă, cooperarea cu Consiliul Europei, precum și despre lupta cu corupția, securitatea energetică, reforma din administrației publice și securitatea informațională. Președintele Parlamentului a subliniat că își dorește o relație în ascensiune cu Marea Britanie și actuala majoritate din Parlament, în pofida divergențelor ideologice, este consolidată de obiective comune. Republica Moldova va semna un acord de comerț liber cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. O înțelegere de principiu a fost agreată la întrevederea președintelui Parlamentului Adrian Candu cu ministrul de stat pentru afaceri externe, Sir Alan Duncan. Companii din Emiratele Arabe Unite sunt interesate să investească în economia Republicii Moldova. La Chișinău a fost organizată o întâlnire la care au participat peste 100 de companii autohtone și 20 de directori al unor mari companii din Emiratele Arabe Unite. În cadrul discuțiilor au fost abordate subiectele legate de atragerea investițiilor din Emirate în economia Republicii Moldova, implementarea unor proiecte comune, precum și aspecte legate de semnarea acordului bilateral de promovare și protejare a investițiilor. Având o economie mică, noi încercăm să ne diversificăm, construind un nou model economic, de la cel bazat pe consum la un model bazat pe investiții. La forum au participat oameni de afaceri din Republica Moldova și directori ai marilor companii din Emiratele Arabe Unite, precum și administratori ai zonelor economice libere. Mihail Vladicescu este directorul fabricii de conserve din Călăraș. Recent, o companie din Emiratele Arabe și-a arătat interesul de a investi în modernizarea întreprinderii, dar și în creșterea producției agricole. În colaborare de mai departe, noi să vedem pe cine specializăm, adică care produs o să fie mai solicitate, cantitățile, termenul de livrare, o să vedem cum putem să răspundem așteptărilor după calitatea mărfii. Ei propun și un laborator special să poată să investigheze toată producția la etapa de creștere și prelucrare, procesare. Compania care va moderniza fabrica de conserve din Călăraș va investi și în alte proiecte agroindustriale din Republica Moldova. Valoarea investiției depășește 2 miliarde de dolari. Contribuții mici pentru realizări mari. Locuitorii orașului Ungheni se vor putea bucura în această primăvară de un spațiu de odihnă modern. Cu o singură condiție, însă, oamenii au fost provocați să contribuie cu 10.000 de euro la reamenajarea parcului vechi. Întins pe o suprafață de 12 hectare, parcul central din Ungheni, care pe timpuri era o oază de verdeață și liniște pentru locuitori, este lipsit astăzi de viață și culoare. Cu ajutorul proiectului Migrație și Dezvoltare, primăria orașului va putea începe în curând reamenajarea unei porțiuni din parc. Vor fi pavate alei, se vor instala bănci, stâlpi de iluminat și se va construi o pistă pentru bicicliști. În acest proiect, deci guvernul Elveției, prin intermediul PNUD-ului, vine cu o contribuție de circa 20.000 de dolari la acest proiect. Consiliul Orășănesc Ungheni, primăria, a alocat 10.000 de dolari. Consiliul Raional ne este alături, vine cu o contribuție iarăși de 10.000 de dolari. Și comunitatea urmează să contribuie la fel cu donații în sumă totală de 10.000 de dolari. Contribuția comunității este cea mai mare provocare la acest capitol, fiind o premieră pentru oraș. Un minor la volanul unui taxi și șoferi fără permise de conducere. Asta au găsit agenții de patrulare și inspectorii Agenției Naționale Transport Auto în urma unor controle inopinate desfășurate astăzi în Chișinău. Șoferii care transportau ilicit pasageri s-au ales cu amenzi usturătoare. Prezentați-vă o copie conform la licență. De dimineață, inspectorii
Doamnelor, domnilor, în aceste momente președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, susține un briefing de presă referitor la vizita sa la Bruxelles. Vă propun să-l urmărim și noi. Referitor la rezultatele vizitei oficiale a președintelui Republicii Moldova la Bruxelles. De start vreau să menționez că este prima vizită a președintelui Republicii Moldova la Bruxelles din ultimii 5 ani. Ultima vizită oficială a președintelui a avut loc în luna aprilie 2012. În afară de aceasta, vreau să menționez că este prima vizită din ultimii 7 ani în care un președinte sau un conducător de rang înalt din Republica Moldova nu a mers să cerșească sau să ceară bani. Scopul acestei vizite a fost să avem o discuție sinceră, deschisă, despre rezultatele cooperării dintre Republica Moldova și structurile europene în parcursul ultimilor ani. În Bruxelles au avut loc întrevederi cu conducerea de vârf a structurilor europene, cu domnul Donald Tusk, președintele Consiliului European, cu domnul Tajani, președintele Parlamentului European, cu domnul Juncker, președintele Comisiei Europene, și cu doamna Mogherini, înalt reprezentant UE pentru afaceri externe și politica de securitate. Vreau să spun că discuțiile au fost foarte bune, deschise, sincere și au fost apreciate pozitiv, inclusiv și de către partenerii noștri din structurile europene. În special, i-am informat pe colegii și partenerii noștri din Uniunea Europeană referitor la unele deficiențe și lacune care s-au manifestat în relațiile bilaterale din ultimii ani. În același timp, le-am mulțumit pentru sprijinul financiar care a fost acordat Republicii Moldova și le-am mulțumit pentru regimul liberalizat de vize de care se bucură majoritatea toți cetățenii Republicii Moldova. Dar în același timp am menționat că în pofida faptului că Uniunea Europeană, structurile europene au acordat suport financiar record, au aprobat regimul liberalizat de vize, încrederea populației Republicii Moldova în vectorul extern integrării europeană este în scădere. De la circa 70% în 7-8 ani s-a redus până la 37-38%. Și vina de bază este a celor care au fost la conducere în Republica Moldova și sunt la conducere pe parcursul ultimilor ani. Apropo, și la alți indicatori, avem o dinamică negativă. Percepția corupției a crescut în Republica Moldova în parcursul ultimilor ani, chiar după semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Am văzut că pe partenerii noștri din Uniunea Europeană acest lucru îi deranjează. Și am discutat foarte sincer de ce se întâmplă acest lucru. Ce facem mai departe? Permitem să se mimeze reformele în Republica Moldova, așa cum s-a întâmplat pe parcursul anilor. Iar în Republica Moldova, pe parcursul anilor, a avut loc mimarea reformelor. Și ne-am spus sincer, și lui Juncker, și lui Tusk, și lui Mogherini, faptul că cineva își pune drapelul Uniunii Europene pe pușcărie sau pe procuratură, aceasta nu înseamnă că în justiție sau în procuratură e mai puțină corupție decât era 5 ani urmă. Sau faptul că cei care vin la Bruxelles din oficiali își pun insignă cu drapelul UE în piept, aceasta înseamnă discreditarea valorilor europene și simbolurilor europene. Și mi-am spus foarte sincer că în persoana președintelui Republicii Moldova și a președinției, partenerii din UE au un partener sigur în persoana mea, în implementarea reformelor. Haideți împreună, Uniunea Europeană pe de o parte,
care oferă suport financiar și condiționează suportul financiar. Și președintele, pe de altă parte, să impunem acest guvern să facă reforme. Nu să mimeze, să aprobe legi care plac europenilor, dar la implementare să facă ceea ce au făcut ultimii ani. Acest lucru se întâmplă și în domeniul reformei procuraturii și în justiție. Apropo, la fel ca și la Moscova, am cerut structurilor europene să ne ajute în investigarea futului miliardului. Ei au expertiză suficientă. Haideți să ne mișcăm înainte, să nu mimăm investigațiile care au loc pe parcursul anilor. Apropo, le-am reiterat încă o dată poziția mea personală pe care am avut-o pe parcursul anilor. Poziția pe care o susține majoritatea cetățenilor Republicii Moldova. Eu am fost consecvent tot timpul și voi rămâne consecvent. Eu consider că schimbarea vectorului geopolitic trebuie să hotărască nu politicienii, dar oamenii, prin referendumul. Unde mergem? Nu un politician care a venit la guvernare să decidă, uite, haideți astăzi facem așa, mâine facem altfel. Oamenii trebuie să decidă. Și am spus foarte clar că președintele țării nu are atribuții să anuleze acorduri internaționale. Însă președintele țării este obligat, în caz dacă majoritatea parlamentară va cere, să inițieze denunțarea sau anularea unor astfel de acorduri. La modul practic, dacă majoritatea parlamentară va cere anularea acordului de asociere cu UE, președintele va da curs acestei inițiative. Doamnelor, domnilor, ați urmărit un briefing de presă despre rezultatele vizitei președintelui Republicii Moldova la Bruxelles, Igor Dodon. Telejurnalul se încheie aici, rămâneți pe TVR Moldova și nu pierdeți de la ora 17 emisiunea Obiectiv Comun, moderată de Sandu Scobioală. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi superbă în continuare. La revedere!